O salut chiar acum pe Claudia. Bun găsit! De ce au nevoie oare fetele pentru a obține performanțe profesionale în domeniul STEM? Este întrebarea pe care o arunc acum spre voi și vă urmăresc cu mare atenție. Mulțumesc mult, Iulia, pentru prezentare și pentru întrebare. O să revenim la ea în această discuție. Mă bucur să fiu astăzi aici cu dumneavoastră și am onoarea să aduc în discuție un subiect care nouă ne este foarte drag. Dacă știți despre CodeKids și ați participat la târg în ultimele zile și dacă nu, puteți afla acum. În cluburile de programare din cadrul programului național CodeKids, aproape jumătate din copiii care participă în acest program de ani de zile sunt fete. Și noi când ieșim cu acest proiect în lume, toată lumea ne felicită foarte frumos, dar voi cam câte fete aveți în proiect? Pentru că lumea se așteaptă răspunsul să fie un număr mai mic. Se așteaptă ca băieții să fie cei care programează. Ne bucurăm să contribuim la schimbarea acestei povești, acestui narativ în care puterile de programare și de creative ale fetelor sunt subestimate, o tradiție în unele culturi, aș spune. Și acest panel pe care l-am pregătit pentru voi vine din cumva obișnuința noastră. Noi ne uităm la copiii din cadrul proiectului CodeKids și ne gândim la viitorul lor. Ne gândim la ce pot face ei ca să-și reprogrameze viitorul, ce pot face pentru comunități, ce pot face pentru societățile lor. Și noi vedem acest viitor foarte clar. Și în același mod, astăzi, am invitat alături de noi câteva participante care să ne spună despre activitățile lor de acum, dar cu un ochi spre viitor. Spre un viitor în care femeile și fetele vor avea un loc recunoscut în cadrul domeniilor STEM. STEAM, știință, tehnologie, inginerie, matematică și arte. Și am bucuria să am alături de mine în studio două tinere promotoare ale domeniului STEM și în online, după cum vedeți, două doamne cu experiență în aceste domenii. Și am să încep cu fetele din studio. Alături de noi este Dana Marineci, de la vicepreședinte Girl Up. Este elevă în clasa 11 la un colegiu din București. Și ce face bine, foarte bine, Dana deja, este să combine pasiunea pentru informatică și științe cu activism. Pentru că organizația din care face, Girl Up, care este partenera noastră în acest eveniment, promovează, este o organizație susținută de Fundația ONU, activități pe care Fundația ONU le are în peste 120 de țări. Și ce își doresc să facă adolescenții din această organizație este să normalizeze participarea femeilor și a fetelor la discuțiile unde se iau decizii de care ține binele unei comunități, binele unei țări. Bine ai venit, Dana! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Tot alături de noi este Oana Trifan. Oana Trifan este elevă în clasa 11 la Colegiul Tehnic API din Zalău. A venit tocmai de la Zalău astăzi de dimineață ca să fie alături de noi. Și în cadrul Colegiului Tehnic face parte din clubul de robotică Brainstorms, alături de care a făcut foarte multe lucruri, dar înainte să fie în club, ce a făcut Oana foarte bine și un lucru de care suntem foarte mândri, a participat de la început în clubul CodeKids, de la Biblioteca Comunală Bălan. Micii programatori de la Bălan au fost mereu în ochii noștri, crescând proiectul. I-am văzut și pe ei crescând. Și nu mică ne-a fost bucuria când am aflat că Oana a intrat în clubul de robotică și împreună cu colegii ei de la grupul de robotică a făcut o caravană care a circulat în 12 biblioteci publice din Sălaj. Ne va spune mai multe probabil în cadrul discuției. Bine ai venit, Oana! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru această oportunitate și că pot să reprezint fetele din mediul rural și totodată codri. Mulțumesc! Alături de noi, nu în studio, ci în această lume hibridă, este Crina Popescu.
De undeva din Vâlcea, din Pietrar, te salutăm, Crina, bine ai venit alături de noi. Crina este bibliotecară în Pietrar de 30 de ani. Asta e un an în care celebrează această vârstă rotundă de experiență în cadrul comunității. Biblioteca din Pietrar este o bibliotecă premiată de-a lungul timpului și cunoscută în mediul profesional și nu numai. Și la fel ca și în cazul Oanei, Crina a fost cu noi de la început în proiectul Pietrari. Aș putea spune chiar un pic înainte, pentru că ideea acestui proiect și faptul că acest proiect a luat viață îi se datorează și ei, pentru că a avut curajul atunci când nimeni nu se gândea la nivel național să aducă programarea într-o bibliotecă rurală. Ne bucurăm să te avem alături de noi, Crina. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Îmi pare rău că nu vă sunt alături în studio, dar sper să ne descurcăm foarte bine folosind tehnologia. Am învățat în acești ani foarte multe lucruri alături de dumneavoastră și iată-ne, ne descurcăm și într-o asemenea situație. Mulțumesc mult! Crina, împreună ne descurcăm oricând. Mulțumim mult pentru că ești alături de noi și de peste mări și țări. Ca locație geografică, dar cu sufletul aproape de noi și de ce înseamnă STEM în România, este dr. Luiza Roșu, din partea Centrului pentru Inovație în Predare și Învățare la Universitatea din Illinois. E o inițiativă de educație iSTEM a acestei universități. Luiza este director la acest centru și ca domeniu de cercetare, de-a lungul timpului, Luiza s-a uitat cu atenție la calitatea modului în care se predă STEM, la designul procesului de învățare și unul dintre interesele ei a fost și creșterea diversității în acest domeniu. Luiza, bună dimineața la tine, bine ai venit! Mulțumesc mult de tot, Claudia! Mă bucur tare mult să fiu împreună cu voi la această întâlnire. Eu te aud un pic mai încet, sper să se rezolve până ajungem la partea de întrebări. Mă bucură mult că ești alături de noi. Și aș zice să procedem cu câteva povești, pentru că nu o să facem teorie aici, nu o să dăm cifre, o să spunem experiențe și trăiri de ale voastre, ale tuturor, tocmai pentru a vedea că locul vostru este în domeniile STEM. Și prima întrebare este, pornind de la un proiect la care ați lucrat, să ne povestiți un pic despre acest proiect, care vi s-a părut important în munca voastră și care ar fi o lecție pe care vreți să ne-o împărtășiți, pe care ați învățat-o și să o dăm și noi mai departe copiilor și partenerilor din CodeKids. Și aș începe cu Dana. Eu mi-am descoperit pasiunea pentru STEM acum destul de puțină vreme, pentru că nu am avut absolut deloc curaj și pur și simplu mi s-a părut că e prea greu, că n-ar trebui, poate, hai să încerc altceva. Și totuși, cu ajutorul profesoarei mele de informatică, m-am înscris în cadrul unui proiect, care, să zicem că era un proiect de robotică. Și m-am înscris acolo cu foarte puține cunoștințe. În prima fază a trebuit să completăm un test online ca să verifice practic organizatorii dacă avem cunoștințele necesare și m-a încurajat foarte tare să văd că am putut să trec de prima etapă, pentru că mi-a dat așa oarecum speranță că, uite, am o chestie pe care pot să încerc și, într-un fel, pot să-mi dau seama dacă este cu adevărat de mine sau nu. Iar apoi, în a doua etapă, am primit un robot pe care trebuia să-l asamblăm, am primit robotul din partea organizatorilor și sponsorilor, iar noi trebuia să-l asamblăm și, ulterior, să îl programăm astfel încât să poată să urmeze un anumit traseu. Și, din păcate, am întâmpinat foarte multe dificultăți în partea asta, pentru că simțeam că nu am destule cunoștințe, nu știam unde să caut și, practic, noi eram în echipe de câte doi și mai multe echipe înscrise. Și din echipele participante erau și colegi de ale mele de clasă. Și inițial am vrut să le cer ajutorul, doar că mă gândeam că nu o să vrea, pentru că este un concurs, pentru că nu ar trebui, poate ar trebui să-mi dau seama singură și pur și simplu parcă nu mă lăsam să fiu vulnerabilă și să cer ajutorul. Și în final le-am întrebat ce aș putea să fac, le-am cerut sfaturi și m-a surprins foarte tare faptul că au fost atât de deschise să mă ajute. Multe dintre ele aveau deja experiență, erau deja în clubul de robotică al liceului și ce pot spune așa că ar fi o lecție, ar fi faptul că nu ar trebui în primul rând să ne fie frică să cerem ajutor, pentru că este perfect normal să întâmpinăm dificultăți și putem să învățăm unii de la alții și asta este perfect ok. Și în al doilea rând, mă refer în primul rând la fete.
Domeniul STEM este un domeniu foarte greu pentru fete, pentru că de multe ori nu suntem reprezentate sau poate nu suntem auzite așa cum ar trebui să fim. Și n-ar trebui să ne privim una pe cealaltă ca fiind competiție, ci ar trebui să ne susținem una pe alta, pentru că până la urmă, la final, toate ne putem bucura de succes. Și este o chestie pe care aș vrea să o transmit absolut tuturor, pentru că merităm să ne ajutăm una pe cealaltă, mai ales având în vedere această situație și după ce vom putea să depășim inegalitățile, chestia asta nu putem să o facem decât lucrând împreună. Deci lucru împreună și să nu ne fie teamă să cerem ajutor. Da. Mulțumesc foarte mult, siguranță. Oana? Prima mea interacțiune cu domeniul STEM a fost când am intrat în proiectul CodeKids. După câteva săptămâni am realizat că pot să învăț într-un mod distractiv și că pot să-mi fac prieteni din alt colț al țării fără prea mult efort. Am realizat că dacă eu nu mă simt bine lângă oamenii care sunt foarte aproape, pot să găsesc oameni care rezonează cu mine în altă parte și că tehnologia poate să ne ajute să ne împrietenim, să lucrăm împreună și mai ales să evoluăm. Și o lecție personală? O lecție pe care am învățat-o a fost că orice s-ar întâmpla în caz că te-ai blocat, trebuie să ceri ajutor. Dacă ți-e frică, poți să găsești un om care e mai apropiat de vârsta ta, sau dacă ești un pic mai curajos, poți să găsești și un om matur, dar toată lumea este deschis cu tine și să nu vă fie frică să întrebați. Mulțumesc foarte mult! Să trecem acum, Crina, experiența ta profesională nu se rezumă la domeniile STEM, este mult, mult, mult legată de dezvoltarea comunității. Dacă poți să ne spui, ne povestești un pic despre activitatea ta și o lecție pe care să o dăm mai departe. Exact cum spuneau și fetele, cred că provocarea cea mai mare este să-ți depășești limitele, să continui să înveți și să te dezvolți. Personal, învăț în fiecare zi și mă lupt cu mine însă ca să pot să demonstrez ce poate să facă o mică bibliotecă și un bibliotecar din mediul rural. Provocări au fost multe de-a lungul timpului. Una dintre provocările legate de tehnologie a fost realizarea unui proiect intitulat Sistem de monitorizare a factorilor de mediu, care a fost inițial realizat în cadrul proiectului CodeKids, dar apoi am spart barierele, să zicem așa, și am participat cu acest proiect la o competiție națională, Da Vinci Contest. În situația în care la această competiție de cele mai multe ori participă liceeni din licee de profil, sprijiniți de profesori de informatică care au o pregătire deosebită, o competiție la un standard deosebit. Sincer vă spun, am fost pur și simplu îngrozită în situația în care m-am prezentat alături de Laura Simion, una dintre codărițele noastre la concursul respectiv, în fața unui juriu deosebit. Era vorba de domnul Dumitru Prunariu, singurul astronom din România, de domnul Alexandru Mironov, alte persoane pe care le știam din copilăria mea și la care nu mă gândeam vreodată că voi reuși să le prezint ceva sau să le fiu alături. Temerile au fost mari atunci când am prezentat proiectul. Ne gândeam că nu suntem pregătite suficient, că proiectul nostru nu este cel mai bun. Ducându-mă în fața domnului Prunariu, dumnealui mi-a spulberat efectiv toate temerile și mi-a spus: doamna Crina, doamna Popescu, continuați, prezentați proiectul în fața noastră pentru că sunteți deosebiți. Și am învățat că suntem deosebiți și că putem să facem lucruri inedite, chiar dacă posibilitățile noastre nu sunt atât de mari. Și am continuat de atunci să arătăm cât de
deosebite sunt fetele, femeile din Pietrari și nu numai. Mulțumesc mult, Crina. Da, suntem cu toții deosebiți și aici aș îndrăzi să spun că e valabil indiferent dacă suntem fete sau băieți, femei sau bărbați. Avem nevoie să credem în noi, cu atât mai mult când e vorba de fete și de femei care intră în domenii care în mod tradițional sunt considerate masculine. Luiza, experiența ta internațională și de cercetare este impresionantă. Nu știu ce să-ți spun să alegi din experiența ta, dar povestește-ne un pic despre ce înseamnă femei în STEM și o lecție pe care să o dăm și noi mai departe. În primul rând vreau să mă asigur că mă auziți bine. Da, foarte bine. Bun, perfect. Diferențele care sunt în Statele Unite față de România sunt adăugate de diversitatea populației care există aici în Statele Unite. De multe ori se vorbește de intersecționalitate, respectiv este vorba de dificultățile care există nu numai datorită genului, dar și datorită rasei. Și deci când sunt aceste dificultăți, în special în domeniile STEM, practic e vorba de faptul că sunt femeile albe, femeile de culoare, și acestea sunt un pic diferențe care modelează atât cercetarea cât și atențiile care se adaugă în momentul în care se încurajează femeile în domeniile STEM. Este uimitor, într-un anumit fel, aș putea spune, când am venit din România în Statele Unite ale Americii, să constat că, de fapt, este mult mai greu în Statele Unite și mult mai unic, aș putea spune, ca femeie să lucrezi în domeniile STEM. Deci există în România e cumva, a fost cel puțin în generația mea, o altă perspectivă dată femeilor. Este adevărat că nu înseamnă că este ușor, e mai ușor pentru femeile din România să avanseze în domeniile STEM, însă este într-adevăr cu totul și cu totul alt context. Deci ceea ce aș putea spune din experiența mea este că sunt contexte total diferite care modelează atât cercetarea cât și oportunitățile acordate femeilor în America cumva diferit față de ceea ce este în România. Desigur că de-a lungul timpului, cel puțin când am plecat eu din România, de-a lungul timpului aceste lucruri au început să se mai niveleze un pic. La centrul la care lucrez eu, probabil că activitatea care întotdeauna când sunt întrebată spun că este on my bucket list, este acest program multidisciplinar STEM care a fost organizat în anul 2017 de către iSTEM, unde am avut 100% o participare a studenților din minorități sau mai puțin reprezentați în STEM. Practic, spun multidisciplinar pentru că practic programul a avut 10 zile, în fiecare zi a fost o disciplină STEM, iar cei 25 de participanți au fost expuși la fiecare disciplină STEM, care chimie, matematică, biologie, computer science, inginerie mecanică și așa mai departe. De ce această activitate în particular are, pe lângă faptul că este on my bucket list, a fost o dorință a mea foarte mare personală, aș putea spune însă că mi-a dovedit ca lecție cât de puțin trebuie ca să încurajăm femeile în STEM. Practic, deja există o grămadă de activități. Acest program care a fost organizat de noi, practic a folosit toate experiențele deja existente la universitate la noi și doar le-a pus împreună pentru a oferi mai multe oportunități.
Lecția pe care revin, pe care am învățat-o, a fost faptul că uneori ignorăm ceea ce deja avem ca oportunități în jur și, și ne trebuie foarte, foarte puțin să facem ceva excepțional, aș putea spune. Știu că pare un pic că mă laud că acest program este excepțional, dar a fost o experiență într-adevăr excepțională, atât pentru participanți, cât și pentru organizatori, cât și pentru universitatea la care lucrez. Luiza, avem resurse. Cumva România, făcând parte acum din Uniunea Europeană și uitându-ne la cifrele la nivel european de participare a femeilor în domeniile STEM, România nu stă rău. Suntem undeva între 35 și 40% din forța de muncă din IT este feminină. Însă lucrurile se schimbă, iar oportunitățile, așa cum spunea și Luiza, pentru anumite populații nu sunt egale. Și noi, lucrând în rural foarte mult cu copiii din Code Kids, vedem acest lucru foarte des. Și atunci aș vrea, și avem și un timp limitat, aș vrea să discutăm și despre viitor și despre foarte multe lucruri, dar având un așa panel bogat aici și experiența voastră fiind foarte importantă în acest proces de învățare și dezvoltare, aș vrea să vă întreb, orice domeniu, orice implicare într-un domeniu necesită perseverență și foarte mult exercițiu. Voi cumva v-ați intersectat cu acest, cu o parte din domeniile, din ce înseamnă domeniile STEM. Dar în acest proces, care au fost obstacolele pe care le-ați simțit la nivel personal, la nivel de poate de comunitate? Și care ar fi o soluție pentru a trece peste astfel de obstacole? Doar ceea ce vă simțiți confortabil să împărtășiți? Dar cred că orice lecție pe care o învățăm din experiență și o împărtășim, sunt șanse ca cei care ne urmăresc să nu simtă nevoia să treacă personal prin această experiență, ci să doar să ia lecțiile și să meargă mai departe, mai sus și mai bine. Și aș relua cam în aceeași direcție cu Dana. Pot spune că un prim obstacol ar fi modul în care ești văzută ca fată, momentul în care vrei să urmezi o carieră în partea asta de STEM. În primul rând, mi se pare că încă de când suntem mici, școala generală, poate chiar și liceu, începem să avem anumite interese și momentul în care oamenii din jur, uneori să zicem profesorii mai ales, văd că avem interese către partea asta de matematică, de informatică, au această reținere, parcă vor să ne spună, da, dar la un moment dat o să fii mamă, o să ai copii, de parcă o femeie nu poate să aibă și o familie fericită și o carieră de succes. Și cred că foarte multe fete sunt demoralizate de chestia asta, eu și eu am fost printre ele și mi-ar plăcea să văd fetele din generațiile viitoare, chiar și fetele care sunt acum în gimnaziu, să nu cumva să creadă chestiile astea, pentru că ele pot să realizeze foarte multe chestii și nu trebuie să aleagă între, nu știu, familie și rolul ei ca femeie în societate și a avea... În clasa a șaptea. Exact. În orice clasă, de fapt, pentru că este o chestie general valabilă. Și să zic că altă chestie ar fi tot așa partea de ce o să faci pe viitor. Pentru că ne este foarte frică să mergem într-un astfel de domeniu, pentru că ne este frică că nu o să fim acceptate sau poate nu o să fim respectate la fel, ideile noastre nu o să fie auzite și așa mai departe. Și de multe ori poate ni se spune, poate ne spun părinții acasă, nu te duce la facultatea aia pentru că o să faci aceeași an la fel de mulți ani ca un băiat, o să înveți la fel de mult și s-ar putea să fii plătită mai prost, să nu fii văzută la fel, ideile tale să nu fie luate în considerare. Și o altă chestie este că dacă muncești foarte mult și ai idei foarte bune și crezi în ceea ce ai de spus, sunt șanse foarte mari să ai succes și într-adevăr sunt toate aceste piedici care nu știu dacă sigur nu țin de noi și țin mai mult de a ne schimba mentalitatea, însă cred că dacă vin din ce în ce mai multe fete care nu renunță la visul și spun, știi ceva, îmi place informatica, îmi place matematica, o să merg chiar și știind că poate o să fiu discriminată sau cu siguranță o să fiu discriminată, dacă o să creștem numerele, o să scadă și discriminarea și ține foarte mult de încrederea pe care o avem în noi. Dacă avem oameni care ne susțin în jur, profesori, părinții, oameni de la astfel de cluburi care încurajează fetele să nu cumva să renunțe dacă aud toate aceste stereotipuri aruncate în jurul lor, dacă aleg să se țină de treabă și să facă ceea ce le place, la un moment dat o să se egaleze numerele și atunci nu o să mai putem să fim discriminate și nu o să mai apară poate astfel de mentalități. Mulțumesc mult, Dana.
Oana, eu mi-aduc aminte de un film pe care l-am avut noi în cadrul proiectului la un anumit moment în care tu spuneai că nu crezi că o să mergi pe domeniile pe informatică, cred că vreai medicină atunci, dacă mi-aduc bine aminte. Eu, ascultându-te, eram foarte mândră de faptul că un copil care a fost la inițial într-un club Code Kids, chiar dacă vrea să meargă pe un domeniu care nu este neapărat IT de la început, își dă seama că îi va fi util ceea ce a învățat. Între timp, cred, nu știu ce direcție vrei să mergi, dar care au fost câteva obstacole? Da, între timp m-am schimbat, dar nu regret și cred că am fost foarte mult influențată, exact ca toate fetele din mediul rural. Pentru că la început în proiect am avut foarte mulți băieți și nu numai, sau prieteni, colegi, profesori, ceea ce e foarte trist, care îmi spuneau, da, te ajută, chiar merită să faci toate chestiile astea. Cu timpul, după ce am intrat în proiect și am văzut cât de minunat e și câte lucruri pot realiza și după cum a spus și colega mea, că chiar dacă domeniile astea sunt doar, adică suntem făcuți să credem că sunt doar pentru băieți, nu e adevărat. Și o fată poate să strângă șuruburi la fel de bine ca un băiat și o fată poate să scrie linii de cod la fel de bine. Este un stereotip pe care noi trebuie să-l doborâm și pe care o să reușim, sunt sigură de asta, să-l doborâm dacă ne unim, dacă începem să avem încredere în noi și dacă ne înconjurăm de oameni și ascultăm de oameni care le pasă și care chiar îți spun un adevăr, nu care le e frică să se compare cu tine și atunci te trag pe tine înapoi în loc să evolueze ei cu tine. Da. Și vreau cumva să menționez și când a vorbit Luiza mai devreme, Luiza lucrează la nivel de universitate. Ieri am avut o discuție și aici avem două invitate de la nivel de liceu, iar noi în Code Kids lucrăm cu copii de gimnaziu. Acest drum de la copil din Code Kids de clasa 5-a, 6-a, până la o facultate, un master, un doctorat, începe cu un pas. Și exact cum spunea Oana mai devreme, pentru copiii din rural, pașii acestea nu sunt clari, pentru că nu au aproape de ei oameni care i-au făcut foarte des, i-au făcut cu succes, care se inspire. Și cu atât mai mult, fetele din femeile care au avut succes în domeniile acestea sunt puține și noi încă le căutăm să ne vină alături pentru a deveni mentori, eventual, copiilor noștri. Și tot pe acest drum pornind, noi mergem să încercăm să implementăm niște proiecte pentru a mentora fetele din rural. În anul viitor, Fundația Progres, cu o finanțare de la FDSC, va intra în câteva comunități pentru a da curaj fetelor din rural în această direcție. Și acum mergem la Crina, care are copiii ei, așa se numesc utilizatorii din Biblioteca Pietrar, care nu sunt majori. Și știu foarte bine că între copiii ei sunt foarte multe fete. A și menționat Crina un nume. Fete care au crescut în bibliotecă și pe care cumva le-ai ajutat să facă pașii mai departe. Dacă poți să ne spui câteva obstacole pe care le-ai observat și poate le-ai ajutat să le depășească. În cazul fetelor, încrederea în sine este obstacolul pe care îl vedem. De cele mai multe ori, fetele, atunci când vin în clubul de coding, se simt marginalizate sau simt că nu vor reuși să învețe la același nivel cu băieții sau că informația este mult prea dificilă, mai ales în situația în care noi, ca și bibliotecari, nu suntem specializați în acest domeniu și nici, din păcate, nu avem profesori de informatică dispuși să vină să ne susțină în activitățile noastre. Și atunci, cumva, problemele acestea trebuie rezolvate. Bineînțeles, cu ajutorul mentorilor Code Kids, cu ajutorul cărților de specialitate pe care le-am achiziționat în bibliotecă,
pentru a învăța programare. Am reușit cumva să învățăm foarte multe lucruri și din nou legat de mentorii CodeKids, acele ateliere de dezvoltare personală care au fost organizate în proiect cu sprijinul CEZ Oltenia și a altor mentori, am reușit cumva ca nivelul de încredere al fetelor să crească din ce în ce mai mult. De asemenea, participarea la competiții este o altă modalitate prin care reușim să demonstrăm, să ne demonstrăm nouă înșine, practic, că putem să facem lucruri deosebite. Câștigarea acestor competiții, rezultatele frumoase pe care le obținem în echipă sau individual demonstrează că fetele sunt puternice, că fetele sunt ambițioase, că fetele sunt muncitoare, consecvente și de multe ori îi depășesc pe băieți. În clubul de la Pietrari, încă de la început, am avut o pondere foarte mare a fetelor și în prezent, cu toate că situația s-a mai echilibrat, numărul fetelor este cu 2 mai mare decât numărul băieților. Dar în primii noștri ani de la CodeKids, să zic din 60 de fete, așa gândindu-mă la mai multe serii de copii, în jur de 45 erau fete. Și fete care m-au făcut de foarte multe ori mândră că facem parte din acest proiect, că sunt din Pietrari, că suntem practic o echipă și că demonstrăm cât de frumoasă este programarea și cât de interesant este acest domeniu și cât de multe lucruri putem să învățăm, chiar dacă suntem de la țară. Mai spargem încă o barieră și încă un stereotip, practic. Deci cu încrederea de sine trebuie să lucrăm. Luiza, din nou, cumva cu pălăria de cercetător și om în educație, cum ajutăm, care ar fi bune practici în a da încredere, inclusiv la nivelul celor care predau? Pentru că știu că tu lucrezi foarte mult și cu cei care predau aceste domenii. Bibliotecarii din cadrul proiectului CodeKids nu sunt specialiști în IT, dar sunt specialiști în a ține aproape copiii în bibliotecă. Și atunci orice instrument, orice tehnică le-am putea da în a încuraja fetele din comunitățile lor să vină la cluburi de programare, cred că este bine primită. Am să pornesc în primul rând să câteva observații, ca să spun așa, câteva note legat de ceea ce ai spus mai devreme, Claudia. Faptul că vorbim despre gimnaziu, despre liceu, despre învățământul superior și probabil că mai puțin știut este că, de fapt, cel puțin aici în America, foarte multe rezultate de cercetare arată că în gimnaziu fetele obțin rezultate mult mai remarcabile în domeniile STEM decât băieții. Toate aceste teste care se dau standardizate, cum se numesc aici în Statele Unite ale Americii, fetele au rezultate mult mai bune, de departe, în matematică, în științe, cum se numesc aici, mai puțin în computer science, pentru că, deci, computer science este tratat ca ceva extra la acest nivel de gimnaziu. De-a lungul timpului, cumva, în liceu se pierde. Și aici este un punct extrem de important. Programul acela multidisciplinar pe care l-am menționat mai devreme era exact la nivelul liceului și exact cu acest scop de a menține minoritățile cu interesul minorităților în domeniile STEM. În America noi ne referim la acest lucru ca pathway, deci respectiv trebuie să existe o susținere permanentă de-a lungul timpului. Deci este remarcabil că încurajăm și dăm oportunități fetelor la nivelul gimnaziului, dar trebuie cumva continuitatea de a le susține
către o carieră sau către un drum este ceea ce este extrem, extrem de necesar și din punct de vedere al practicilor, asta se referă în special la normele care există în școli, în domeniile în care, din nou revin la context, trebuie să se cunoască foarte mult care sunt exact acele norme care dictează stereotipurile de care s-a vorbit mai devreme, care sunt exact acele comportamente și cum efectiv aceste comportamente pot fi contracarate, ca să n-am mai folosit acest cuvânt de mult timp. Deci, în această perspectivă, în America, de asemenea, se vorbește foarte mult de self-efficacy, care este, practic, modul în care gândim despre abilitatea noastră de a realiza ceva. În special, când vrem să încurajăm fetele, self-efficacy este ceva care vrem să lucrăm foarte mult. Da? Deci, este... Nici nu este nevoie foarte mult de specialitatea STEM. Tocmai de asta este nevoie. Este nevoie de a lucra foarte mult să se susțină, să se vorbească. De ce o anumită abilitate nu trebuie așa pusă pe gen sau pe rasă sau pe locul în care trăim, la țară, la oraș, de ce aceste lucruri trebuie să fie în felul acesta categorizate. Și un ultim lucru care aș putea să spun, care mereu în cercetare, eu cel puțin ca cercetător, și este practic o perspectivă personală, sunt mereu revoltată când văd cercetare în care spune trebuie să lucrăm cu fetele pentru că ele nu au o abilitate de a vedea tridimensional. Sunt absolut și sunt articole și cercetări în care spune că trebuie să facem aceste lucruri pentru că fetele nu au abilitatea de a vedea tridimensional, spre deosebire de băieți, și atunci trebuie să le formăm ca să creăm această egalitate. Dacă se pornește cu astfel de gândire în care de fapt accentuăm ceva ce nu este adevărat, da? Fetele au abilități la fel de bune ca și băieții, din nou revin, cercetarea ne arată că în gimnaziu, deci până la liceu, efectiv sunt rezultate mult mai bune. Nu văd cum aceste abilități tridimensionale pur și simplu date de natură dispar, da? Pentru că toată lumea are de acolo. Deci, din nou, există multe fronturi pe care trebuie să se lupte. Aș spune că din perspectiva mea, de multe ori când citesc cercetare și când se vede practici, trebuie să trecute printr-un filtru critic. Este într-adevăr adevărat ceea ce este acolo și practic asta cât de bine se potrivește în contextul în care este. Din perspectiva mea, ca lecție, și ceea ce încurajez pe toată lumea este să se lucreze pe această încredere că abilitățile sunt la fel, oportunitățile și contextul nu, și pe această aliniere trebuie lucrat cât mai mult. Deci abilitățile sunt la fel, oportunitățile și contextul nu este același, și pentru fete și pentru băieți. Și îmi place să păstrăm această propoziție în minte pe toți cei care ne ocupăm de instruirea sau de facilitarea învățării în cadrul proiectului Code Kids, dar nu numai. Pentru că realitatea este, și participantele noastre au spus acest lucru, experiența unei fete într-un club de programare nu este ușoară. Nu de la început, nu natural. Poate există un noroc să dai peste Crina Popescu ca bibliotecar sau peste alte doamne bibliotecare din țară, dar se poate să dai și peste primari care închid bibliotecile și peste profesori de matematică care îți spun nu da tu la informatică că nu știu ce viitor au fetele în informatică, dă tu să fii profesoară de matematică că așa e mai bine. O recomandare pe care am primit-o și pe care nu am ascultat-o. Și înainte să încheiem cumva această discuție, aș vrea să mai fac așa un tur de sală virtuală și să vă întreb dacă este ceva ce vreți să ne povestiți și apoi să transmiteți un mesaj fetelor și băieților și doamnelor și domnilor, bibliotecari și voluntari din cadrul proiectului Code Kids.
Și aș începe cu Oana data asta. Da. Vreau să vă spun că am avut momente în care a fost foarte greu. Eu, provenind de la țară, cumva copiii de la țară n-au aceleași resurse pe care le au copiii de la oraș. Am avut momente în care doamna bibliotecară stătea peste program cu mine și o să-i mulțumesc toată viața. Și vreau să vă zic că orice proiect pe care v-ați gândit vreodată să-l implementați, un copil de la țară o să-l primească cu brațele deschise, deoarece, în primul rând, vrea să se autoeduce, vrea să evolueze și are ca scop protejarea planetei. Orice proiect ar face, orice ar realiza, îl va face verde. Am avut momente în care am strălucit, am avut momente în care n-am avut încredere în mine și poate am dat greș, dar vreau să vă rog să aveți încredere în voi, să experimentați, să vă implicați și să nu uitați. Nu contează de unde vii, nu contează ce faci, cine ești, ce faci tu pentru tine și pentru viitorul tău te definește ca om. Oana, nu știu de ce am început cu tine, trebuia să închei cu tine turea aceasta, așa a fost de impact mesajul tău. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că mi-ai adus aminte de faptul că noi aici la Code Kids încercăm să rescriem viitorul copiilor, dar de fapt secretul este că noi nu putem rescrie nimic. Voi sunteți cei care le rescrieți zi de zi participând la cluburi și făcând activități. Dana, te rog frumos. M-a impresionat foarte tare ce ai spus, asta vreau să spun. Mi se pare extraordinar cât de frumos ai spus-o. Ce aș putea eu să transmit, să spunem, copiilor care vor să se implice în aceste cluburi sau care se implică deja, este că au oportunități și pur și simplu idei și posibilități nelimitate. Pentru că de foarte multe ori avem tendința, cei care suntem deja interesați de STEM, poate să renunțăm pentru că avem impresia că sunt mult prea puține oportunități de carieră. De ce m-aș duce acolo? Că pot să ies doar programator, cercetător sau profesor și aici mi s-a încheiat povestea. În schimb, aceste materii ne oferă atât de multă libertate de a crea. Suntem cei care lucrează și vor să lucreze în STEM, sunt pur și simplu baza societății, sunt cei care facilitează evoluția oricărei comunități. Și nu trebuie doar să ai un job, nu știu, pe care îl vezi la televizor sau de care ai auzit deja, pentru că poți să ajungi să faci orice ce îți dorești sau te pasionează și ai puterea să schimbi orice vrei să îmbunătățești cu aceste cunoștințe. Și atunci asta aș vrea poate să transmit copiilor de acasă, că dacă le place chestia asta și vor să o facă mai departe, să nu cumva să se limiteze sau să creadă că nu au un viitor pe partea asta sau sunt posibilități limitate, pentru că momentul în care alegi să îți dezvolți aceste cunoștințe, ai un orizont absolut infinit în față și dacă știi că îți place și poți să o faci mai departe, cu siguranță nu are rost să renunți, ba chiar trebuie să tragi și mai tare de tine, pentru că la final te vei bucura de un univers în care tu poți să schimbi lumea și tu poți să schimbi tot ceea ce poate tu când erai mic nu ai avut acces la acea chestie, poți să o dai generații viitoare. Da, și cu această energie de schimbare și de încredere în viitor, aș vrea să anunț că Dana împreună cu Girl Up România oferă un premiu special în cadrul acestui Code Kids Fest 2021. Primele 10 fete din echipele câștigătoare în cadrul acestui festival vor beneficia de un mentorat gratuit oferit de Dana și colegele ei și partenerii Girl Up România în următoarele săptămâni. Stați aproape pentru a vedea cine sunt acești câștigători și mulțumim foarte mult, Dana, pentru implicare, pentru că e bine să spunem ce credem, dar e bine să și facem pași în direcția în care credem și ne bucurăm să fim alături. Mă întorc acum către online. Luiza, dacă vrei tu să ne dai un mesaj de final. Ce aș putea spune este din nou legat de încredere. Deci, efectiv, chiar Dana a accentuat niște lucruri extrem, extrem de importante despre faptul că există oportunități. Despre faptul că domeniile STEM nu sunt numai un end, un sfârșit, trebuie să faci o carieră în STEM, dar sunt în același timp oferă niște îndemânări și niște de care trebuie să le știm în orice carieră care o abordăm. Și de aceea nu trebuie să stăm departe de disciplinele STEM și să le privim ca și cum ar fi ceva ce aparține altei categorii, altcuiva, nu nouă.
Deci aș putea spune că să privim probabil aceste discipline STEM ca ceva care face parte din viața noastră și este normal, la fel ca orice altceva. Nu ceva deosebit cu caracteristici și cu, din nou, ceva special în jurul lor. Mulțumesc mult, Luiza. Și Crina? Dragii mei, mă adresez acum tuturor, fete, băieți, bibliotecari și nu numai. Munca voastră este cea care vă va umple mare parte din viață și unicul mod în care puteți să aveți satisfacții este să credeți în voi, să credeți că faceți o muncă extraordinară, fiecare dintre voi. Și singurul mod prin care puteți să faceți o muncă extraordinară este să iubiți ceea ce faceți. Dacă unii dintre voi sunteți la început de drum și nu ați găsit drumul până acum, continuați să-l căutați. Ca orice chestiune ce are legătură cu sufletul nostru, voi veți simți atunci când îl veți găsi. Deci, fiți curioși, fiți îndrăzneți, fiți viitorii, schimbă lume. Linie cu linie. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi, mulțumesc și eu, Crina, mulțumim și tuturor participantelor la acest panel. Ați fost inspiraționale și curajoase și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația. Avem un pic de muncă de făcut în această direcție și, cum să vă spun, o zi bună începe atunci când ne hotărâm să facem primul pas și îl facem. Noi am început discuția aici, viitorul se construiește zi de zi, linie cu linie. Haideți să ne construim împreună un viitor în care fiecare dintre noi este apreciat și valorizat.